Deci aici e... Printre care te numeri și tu, nu? Vorbesc eu de mine, că ai fost și la mine la lansare, ai văzut ce a fost. Nu trebuie să vorbesc eu despre mine, vorbesc alții. Dar asta sper și eu în 2010 să redescoperim valorile adevărate din România și să mai terminăm cu vedetuțe de astea luate de pe stradă și aduse pe micul ecran făcute vedete de voi sau de alții. Mă rog, nu dăm nume. Da. De asta vreau să fie o reașezare a valorilor adevărate în România și să nu mai existe regrete după ce o vedetă cu adevărat mare nu mai este și se pune în chenar. Din păcate, atunci o redescoperă. Nu. Trebuie să fie vedeta la locul ei. Da, Adrian Enache e un militant pentru valoare adevărată în România, ceea ce cred că vrea tot românul. Nu, cred că numai eu militez. Ne-am săturat, frate, de gagici de pe stradă, aduse de pe trotuar și e vedetă. Toată asta e vedetă în România. Adrian Enache e foarte indignat. Deci este o vedetă adevărată, autentică. Și toți cei care au fost pe scenă în seara asta, dacă ai dat un telefon și ai trezit din somn la ora 3, dimineață cântă din prima, nu încep cu fițe. M-ai trezit, nu sunt în voce. Și sunt câțiva pe care ți-i recomand și știi și tu, în afară de cei care au fost pe scenă. Dar nu sunt foarte mulți. Dar, din păcate, nu sunt foarte folosiți cei care sunt adevărați în România. Sunt folosite numai, să nu mai zic altceva, așa, că se filmează. Da, spune-mi, te rog, tu când ai de gând să scrii o carte autobiografică? Adică să urmezi exemplul prietenei tale, Iuliana Marciuc. Am primit oferte, dar mai am de trăit foarte multe. Eu sunt un tip activ, da. Și dacă aș scrie acum o carte, n-ar fi decât intro-ul. Atât, îți dai seama câte mai am eu de trăit. Că am foarte multe în plan și mi se întâmplă foarte multe lucruri. Cum merg vânzările cărții prietenei tale, Iuliana Marciuc? Sper ca discurile Lelei Cristea să se vândă extraordinar de bine. Ca și cărțile Iulianei Marciuc, nu? Ca și discurile lansate la OV Music, de Marcel Pavel, da. De mine, de Daniel Iordăchioi aseară. Deci vorbim strict despre evenimentul la care suntem. Nu încercați să mai căutați motive de scandal, că se face rating și pe valoare adevărată. Vă spun eu... Dar a fost o întrebare inofensivă, Adrian. Dar nu trebuie să mă mai întrebi. Foarte bine se vând toate. Toate se vând foarte bine. Uitați-vă la Ovidiu ce are o mină de om fericit, da? Cum suntem toți de sărbători. Toată lumea, vedeți câtă lume vine aici în fiecare seară și ne iubește și ne înțelegem extraordinar și lumea își dorește artiști de valoare și asta mă bucură cel mai mult. E, să sperăm că peste puțin timp, că în curând în rafturile din librării vom găsi și o carte autobiografică semnată Adrian. Dar nu, o scrie Tatiana Solomon. Tatiana, vino, da? Celebra jurnalistă de la Libertatea, bună seara, bună seara. E adevărat ce spune Adrian, că vei fi biograful, da? Păi poate să scrie altcineva. Da. Cine l-a necăjit în toți anii ăștia de zile? Da, tot i-am necăjit și acum m-a redescoperit. Da. Și a zis, măi Adrian, îmi cer scuze, asta a fost vremurile, dar ne îndreptăm. Așa, și așa că îndreaptă-te și tu, Horatiu. La câte i-am făcut, săracul? Și poți să ne spui de stăinuie și eu știu să ne spui cam câte pagini va conține acest volum? Auleu, cred că o să fie două volume. Deci două volume. Câte de dragoste în 14 ani, spune și tu. Și nu numai. Și nu numai. Și câte am trăit pe scenă că a fost alături de mine la ultimele concerte și a văzut ce se întâmplă. Chiar și aseară a văzut că nu exagerez cu nimic. Cum vin fetele, da. Și trag, uite așa, formidabil, formidabil, formidabil. E adevărat tot Tatiana ce spune Adrian? Da. Nu exagerează, nu? Nu exagerează, știi că aseară am fost aici, am văzut și eu. Bun, noi abia așteptăm să-l vedem pe Adrian Enache. Ține-te de discuta, da. Că e mare valoare. Da. Și terminați cu panoramele, cu cântărețele, da. Elena, limele. Elena, te pup, te pup. Hai să urmim pe Elena cum oferă autografe. Este o coadă interminabilă. Și revenim peste puțin timp, că avem cu ce să revenim.